să lăudăm pe Domnul cu cântarea ca stropii de rouă ce udă câmpul înverzit. Ca stropii de rouă ce udă câmpul înverzit, ca norii din văzduh ce aleargă necontenit, ca raza de soare ce umple văzduhul mereu. Doresc, Iisuse, să umpli și sufletul meu. Doresc, Iisuse, din tronul divin să stelele noaptea pe cer eu le privesc, oricât le-aș privi eu, mosiel strălucesc. Privește aspre ca o stea, vino și fă-mă să strălucesc ca o stea. Am vrea mai întâi de toate să binecuvântăm numele lui Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și puterea Duhului Sfânt. Amin. Îi mulțumim lui Dumnezeu care ne-a ajutat până în momentul de față și am putut să intrăm în casa Lui. Am vrea să-L lăudăm în ziua aceasta, am vrea să-L slăvim pe El și toată onoarea și toată cinstea să-i se aducă numai lui Dumnezeu. Pentru început am vrea să venim înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune de mulțumire, așa cum stăm în picioare, să-I mulțumim lui Dumnezeu căci El ne-a ajutat și am putut să ajungem și în ziua aceasta. Și îndurarea lui Dumnezeu care ne-a păstrat cu viață, slăvit să fie Domnul, așa cum stăm, ne rugăm.
Așa cum stăm în picioare, am vrea să dăm citire la salmul care a fost rânduit pentru dimineața aceasta, salmul 73. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși era să mi se îndoaie piciorul și era să mă alunece pașii, căci m-am uitat cu jind la cei nesocotiți, când vedeam fericirea celor răi. În adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul le este încărcat cu de grăsime. N-au parte de suferinți omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salvă și asprimea este haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime, au mai mult decât le-ar dori inima, râd și vorbesc cu răutate de asprime, vorbesc de sus. Își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. De aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin și zic, ce-ar putea să știe Dumnezeu și ce-ar putea cunoaște cel prea înalt? Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Degeaba dar mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda, până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Dar tu îi pui în locuri alunecoase și îi arunci în prăpăd, cum sunt nimiciți într-o clipă, sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit năprasnic. Ca un vis la deșteptare, așa le lepezi chipul, Doamne, la deșteptarea Ta. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram proș și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea Ta. Însă eu sunt totdeauna cu Tine, Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de Tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în Tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cei răi, căci cei ce se depărtează de Tine pierd, Tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările Tale. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, am vrea să ne așezăm, să luăm locurile și să cântăm o cântare spre slava lui Dumnezeu, după care vom continua. Amin. Așa cum sunt la Tine vin, putere n-am, fii sprijin, mă spală sângele-ți divin, o mielule, Eu vin, mă spală-n sângele-ți divin, o mielule.
Cu toții să binecuvântăm numele Domnului și în dimineața aceasta, pentru că ne-a ajutat să fim în casa Lui, slăvit să fie numele Lui. Dorim să facem o rugăciune chiar de la început și, fiindcă am luat așa mai prin surprindere, mă gândeam la un cuvânt care m-a cercetat și tot mă gândeam la el, dar citesc primele versete din psalmul acesta. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși, era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunece pașii, căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Suntem în dimineața aceasta în casa lui Dumnezeu, pentru că și Dumnezeu a fost bun cu noi. Frați și surori, Dumnezeu a fost bun cu noi și cu familiile noastre, slăvit să fie numele Lui. Totuși, m-am gândit și toți vedem atâta de bine că sunt mulți dintre noi care suferă, trec prin necazuri, trec prin valuri, prin lupte și aș vrea să citesc un verset din Psalmul 65, versetul 7. El potolește urletul mărilor, urletul valurilor și zarva popoarelor. Avem un Dumnezeu mare care poate să oprească valurile, să oprească furtuna, să ne dea biruință fiecare prin ceea ce trecem, fiecare familie, fiecare suflet avem diferite lupte și Dumnezeu poate să dea la o parte și să oprească orice val. Dumnezeu este bun, El ne-a ajutat până aici și ne-a trecut cu biruință. Vreau să mai citesc din Psalmul 95 câteva versete și să vedeți că stăm în fața unui Dumnezeu mare.
Stăm în fața unui Dumnezeu atotputernic care poate să ne dea biruință. Chiar de la început vrem să ne închinăm și de la versetul 3, căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare, mai pe sus de toți Dumnezeii. Și ascultați aici, El ține în mână adâncimile pământului. Așa de mare este Dumnezeul nostru. Și vârful munților sunt ale Lui. A Lui este marea, El a făcut-o și mâinile Lui au întocmit uscatul. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului și Făcătorului nostru. Căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunei Lui, turma pe care o păvățuiește mâna Lui. Și încheie versetul O, de a-ți asculta azi glasul Lui. Mă gândeam, un Dumnezeu așa de mare, un Dumnezeu așa de atotputernic. Și de multe ori, parcă în fața luptelor, în fața problemelor, în fața ispitelor, parcă vine frica peste noi, parcă ne dăm înapoi. Și mă gândeam, după ce am meditat la aceste cuvinte, la acest Dumnezeu mare, la un Tată care am văzut mâna Lui de atâtea ori, în lupte, în probleme, și pentru că așa de bun a fost cu noi și este, suntem aici, mă gândeam la, în Matei, la capitolul 8, la ucenicii Domnului Iisus, într-o situație când le-a fost frică și lor. Și m-am gândit, erau cu El, au văzut și ei minunile, erau cu Domnul Iisus și le-a fost frică. Hai să citesc aici câteva cuvinte, Matei 8, de la versetul 25. Ucenicii s-au apropiat de El și L-au deșteptat strigând, Doamne, scapă-ne că pierim! El le-a zis, de ce vă este frică puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau, ce fel de om este acesta de-l ascultă până și vânturile și marea? Slăvit să fie numele Domnului! Le-a zis Domnul Iisus, de ce vă este frică puțin credincioșilor? Și m-am gândit atunci la mine, m-am gândit, oare dacă lor le-a zis, care era cu Domnul Iisus, care vedea toate lucrurile și le-a zis puțin credincioșilor, oare ce îmi spune Domnul Iisus mie astăzi? Domnul Iisus să ne dea putere, să ne dea tărie. Frați și surori, ne uităm și în psalmul acesta și începe aici psalmul și spune, totuși era să mi se clatine piciorul și erau să mi alunece pașii, căci mă uitam curjind. Dacă Domnul este bun, ce trebuie să facem noi? Să privim la El. Să lăsăm, știți că am vorbit cu mulți și am auzit pe mulți care se uită și la unul și la altul și văd pe altul care îi merge mai bine. În dimineața aceasta, haideți să privim spre El. El este singurul care ne poate ajuta, El este singurul care poate să potolească furtuna, potolească valurile din familiile noastre. Numai Dumnezeu poate cunoaște prin ce treceți și prin ce trecem fiecare în ziua de azi. Haideți să venim înaintea Lui și așa cum spune, să ne smerim și să ne plecăm genunchii, să ne recunoaștem, să ne mărturisim înaintea Lui. El, a Lui este pământul, totul ce este pe El, frați și surori, și El poate, dacă noi ne smerim înaintea Lui, dacă privim numai la El, să nu privim în jur, vedem pe atâția care poate le merge bine. Am avut acest har, vă spun sincer, în viața mea, nu mă uit la alții, ce a reușit altul, ce a făcut, că îi merge bine. Am acest har, nu mă interesează că îi merge mai bine. Hai să privim la cel care este mai jos decât noi, hai să privim la cel mai amărât și să ne mărturisim în rugăciunea aceasta, să ne mărturisim starea și să ne smerim, așa cum spune cuvântul. Ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, ne plecăm și ne rugăm. Amin.
Ce vom ocupa locurile, vom cânta o cântare și continuăm. Așa de dor de tine, stăpânul meu cel drag, și în orice dimineață te aștept mereu în prag. Privesc în depărtare să te zăresc pe nori, spre țara cea cu soare, ah, cât mi-e dor să zbor. Privesc în depărtare să te zăresc pe nor, spre țara cea cu soare, ah, cât mi-e dor să zbor. M-am săturat de ei ademeniri, ia ei plăceri de o clipă, ce-s numai amăgiri. M-am săturat de amaruri, de zbucium și dureri. Mi-e dor, Iisuse, de-a tale săturat de amaruri, de zbucium și dureri. Mi-e dor, Iisuse, de-a tale mângâie. De-atâta stricăciune și sete de păcat, dă-mi, Doamne, înțelepciune să mă păstrez curat. Din tot cuprinsul zării nimica n-aș mai vrea, doar premiul alergării să-l iau din mâna ta. Din tot doar premiul alergării să-l iau din mâna ta. Te văd doar printre lacrimi, căci crucea-i tot mai grea. Dar vin cu a mele sarcini, Iisus, la crucea ta. Iar să-ți spun necazul, păstorule de oi. Vin iar să-mi ștergi obrazul, să plângem amândoi. Vin iar să-ți spun necazul, păstorule de oi. Vin iar să-mi ștergi obrazul, să plângem amândoi. Ajută-mă prin noapte mereu să luminez, și treaz în așteptare la post ca să veghez. Să am candela plină când tu vei apărea, să fiu fără de vină spre a te întâmpina. Să am candela plină
spre a te întâmpina. Spunea cântarea care numai ce s-a cântat, să am candela plină, ca să poți să-L întâmpin pe Domnul, îți trebuie candela plină, trebuie să ai un de lemn în vas. Spunea cuvântul lui Dumnezeu din dimineața zilei acestea, da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Și vedem lucrul acesta în viața noastră, că El a fost bun față de noi. Ne-a mai rânduit viață, ne-a mai rânduit sănătate și am putut să intrăm în casa Lui în dimineața aceasta. Am vrea să facem rugăciunea de mijlocire, am vrea să facem rugăciunea de cauze și mă gândeam la psalmul acesta care s-a citit, spune cuvântul lui Dumnezeu, după ce descrie starea celor răi, psalmistul spune, m-am gândit la acestea lucruri ca să le pricep, dar zadarne că mi-a fost truda, până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Fiecare din noi va trebui să dea seama de ceea ce au făcut în viața aceasta și cel mai important lucru îi să avem candela plină, cum spunea cântarea. Să avem candela plină, să avem un de lemn în vasul nostru. Și ca să avem un de lemn în vasul nostru, trebuie să venim cu vasul la izvor. Vasul nu se umplă dacă nu este pus la izvor. Nu ai cum să primești un de lemn dacă nu vii la izvor. Și aici, în casa lui Dumnezeu, cum spunea psalmistul, când a intrat în casa lui Dumnezeu, a văzut niște lucruri. Aici să primești un de lemn, fraților. Aici să primești un de lemn. Ca în ziua aceea când va veni Domnul, să putem să ne luăm zborul de pe acest pământ. Spunea cuvântul lui Dumnezeu în versetul 21, când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. Și m-am gândit așa, îs cuvinte cam grele, îs cuvinte cam aspre, să spun așa într-un cuvânt. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu să fim proști în ce este rău, în ce este rău. Și este bine lucrul acesta dacă suntem fără înțelepciune în ce este rău, nu în ce este bine. În ce este bine să fim cu înțelepciune, să ne purtăm frumos, ca în timpul zilei, cum spune Sfânta Scripturii. Spune cuvântul lui Dumnezeu partea a doua și fiecare de noi cred că vrem să ne încadrăm în partea a doua. Spune cuvântul lui Dumnezeu, însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu mă vei apuca de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Acesta este dorul nostru, nu? Să fim în slavă cu Dumnezeu. De aia venim în casa lui Dumnezeu, de aia ne îndemnăm unii pe alții, de aia trăim o viață curată în familie, ca să putem să fim încoronați sau, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, să ajungem mântuiți. Să ajungem mântuiți. Spunea cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 32, spune cuvântul lui Dumnezeu și dacă luăm seama la cuvânt, este cel mai minunat. Spune în versetul 8, eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Domnul are privirea îndreptată asupra ta în dimineața aceasta. Dumnezeu să ne călăuzească cu sfatul Lui. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Spunea cuvântul și psalmul acesta, psalmul 73, spune, cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Am vrea să putem să povestim lucrările lui Dumnezeu și am vrea să
putem să spunem Dumnezeu a lucrat în viața noastră și nu numai atât, dar dovedind-o prin viața noastră trăită, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dacă vreți, hai să ne ridicăm în picioare și fratele Bărsan să vină cu cauzele care sunt în popor și fiecare din noi care avem cauze să venim înaintea lui Dumnezeu. Faptul că suntem în casa Domnului într-un număr așa de frumos, în condițiile actuale, este o purtare de grijă a lui Dumnezeu și din toată inima să aducem mulțumiri Domnului că merită. Îi mulțumim Domnului pentru ocrotirea Lui și apoi, prin evenimente care noi am trecut, fie priveghiuri, fie logodne, fie căsătorii, dumneavoastră știți că în mass media s-a zvonit că chiar din comunitatea românească au avut loc infectări și probleme, nimic nu s-a adeverit. Cel puțin noi am beneficiat de ocrotirea Domnului, mărit să fie El. Și cred că în ziua de azi, în același loc unde oamenii au declarat că a fost o infectare în masă, Dumnezeu ne ajută într-un număr frumos, sub protecția Domnului, să fim acolo, lăudat să fie Domnul. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu și venim cu mijlocire pentru sora Simona Buliga. Aș vrea să vă spun, fratele Nicu, soțul ei, mi-a spus să aduc mulțumiri bisericii și tuturor care îi poartă în rugăciune. Ei văd, simt lucrul acesta și în ziua de marți, în săptămâna care urmează, sora Simona va sta în fața unei comisii de medici care se vor pronunța la investigațiile care le-au făcut până acum. E posibil, până acum, doctorii să spună că este ceva grav. Dar noi am vrea, în urma rugăciunilor, când vor mai face încă o dată investigația, dorim din toată inima Dumnezeu să lase vindecare. Mama aceasta la 6 copii, din care cel mai mic de 3 ani, Luca, dorim ca să mai rămână mamă și soție în familie și pe deasupra tuturor Dumnezeu să lase un semn de îndurare, chiar poate s-au exprimat mulți oameni al lui Dumnezeu prin lucrări ale Duhului Sfânt, parcă mai mult era înclinarea ca ea să plece, dar Dumnezeu se lasă înduplecat și în rugăciunea care vrem să o facem cu prioritate înaintea Domnului, îl rugăm să se îndure de Simona, să-i dea viață. De asemenea, ne rugăm pentru fratele Iosif Irașoc din Tennessee, bărbatul acesta de 34 de ani, dacă mi-aduc eu bine aminte, tata la 3 copii, numai Dumnezeu, poate să-i întindă și lui o mână de ajutor și să-i dea viață, Domnul să se îndure și de el. Și Domnul să mângâie familia Corduneanu din Georgia, Domnul să mângâie familia stângă din Voitinel, județul Suceava, mâna lui Dumnezeu să fie și în Springfield, Missouri, să-l binecuvinteze pe fratele Aurel Lupescu. Domnul și-a arătat deja îndurarea față de el și să continue cu izbăvirea lui. Domnul să binecuvinteze pe Cornel Grădinaru, aduc și eu pe un verișor cu numele Ilie, mâna lui Dumnezeu să fie și peste el, a fost bolnav de COVID, acum e mai bine, Domnul să se îndure și de bisericile din Canada, din Statele Unite, Domnul să binecuvinteze toată America, conducerea ei și Canada, dar și România, de unde am plecat, vecinii României, și Dumnezeu să binecuvinteze și Israelul și fiecare familie din cei prezenți și cei care n-au putut veni, Domnul să reverse ocrotirea Lui. Amin.
Dacă mai sunt cauze, este un timp prielnic să se spună, să ne rugăm pentru nora lui fratele Poiană, Dumnezeu să se îndure, să lese îndurarea lui, să ne rugăm pentru pacea țării acesteia, Dumnezeu să lese ocrotirea lui peste casele noastre, peste familiile noastre, Dumnezeu să lese pace și armonie în mijlocul poporului și unitate, Dumnezeu să binecuvânteze fiecare familie, dacă mai sunt, dacă sunt prin ridicare de mână, și cred că fiecare de noi avem cauze, ne plecăm pe genunchi, hai să venim înaintea lui Dumnezeu cu stăruință, amin.
ocupăm locurile pentru câteva clipe, aș dori să întreb mai întâi dacă a fost un cuvânt din partea Domnului, este bine și se poate spune că fratele Sorin... Îndreptare, sprijinire și ridicare, Domnul are în vedere pentru patru suflete care ne-am rugat în această dimineață, pentru o soră care nu iese din mijlocul nostru, s-a văzut ca o lumină puternică albă, ca o stea care s-a ridicat în sus. Amin. Dacă a mai fost altceva? Dacă nu, fără să mai cântăm, aș dori să mai citesc aici, tot din acest psalm, după care vom face o rugăciune de mulțumire. Versetul 25 din Psalmul 73. Pe cine altul am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimic decât la tine. Dacă ne gândim la versetul acesta, cei care sunt încercați și încercați foarte greu, pot spune versetul ăsta, cred că diferit de noi toți ceilalți. Când ești prin cuptor, când ești prin greu, te uiți și zici, pe cine altul am? Nu mai nimic, numai la Dumnezeu este speranța. Și m-am gândit, Dumnezeu să ne ajute pe noi toți ceilalți, pe cei tineri care sunt tineri și plini de viață, n-au nicio durere, nicio suferință, să privim la Dumnezeu tot la fel și să spunem, pe cine altul am eu în cer afară de tine? Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și încheie psalmul și spune, cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările tale. Amin. Cu aceste versete și cu aceste gânduri, am vrea toți să ne ridicăm și să venim într-o rugăciune de mulțumire. Credem că El a ascultat rugăciunea. El cunoaște fiecare problemă și El ne va da biruință. Venim în această rugăciune de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Amin. Împăratul veșniciei, Domnul păcii, venim să te binecuvântăm pe tine. Venim să te lăudăm pe tine, Dumnezeul oștirilor, cu tăria vieții noastre, tu sprijinul nostru. Te înălțăm pe tine, te glorificăm, Domnul slave. Gloria să te împodobiască, Tată Ceresc. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeul nostru, pentru sfatul tău. Îți mulțumim, Doamne, că ne găsim în casa ta de rugăciune.
fii binecuvântat. Haideți să cântăm o cântare, ocupăm locurile și în urmă frații care vor continua. Ce mult faci o zi, Doamne-n casa ta, unde în liniște mă pot ruga cu frații împreună, te laud și eu pe tine, Iisus, Domnul meu. În casa ta, Doamne, sunt fericit, ascult în cuvântul, sunt liniștit. Mai mult faci o zi, Doamne, în casa ta, decât în alt loc pe pământ. Sunt fericit, sunt fericit că te-am găsit, Domnul meu. Sunt fericit, sunt fericit cu tine mereu. Și eu doresc, și eu doresc, Doamne, să locuiesc toată viața mea în casa ta. Privește spre mine cu îndurarea ta, sfințește-mi tu, Doamne, viața mea și dă-mi tu putere ca să te slăvesc pe tine, Iisus, Domn ceresc. Revarsă-ți tu, Doamne, din pacea ta și binecuvântă-ți biserica. Îmbracă-ți mireasa cu harul divin, cu tine la masă să fim. Sunt fericit, sunt fericit că te-am găsit, Domnul meu. Sunt fericit, sunt fericit cu tine mereu. Și eu doresc, și eu doresc, Doamne, să locuiesc toată viața mea în casa ta. Frați și surori, iubiți musafiri, veniți de aproape, de departe, în condiții nu tocmai prielnice, ne unim cu toții și cu bucurie înaintea Domnului dorim să binecuvântăm numele Domnului Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Se bucură ființa noastră și aș vrea să spun cei din partea aceasta, când privesc și văd și imaginea de la balcon și în toată sala, eu vreau să vă spun, într-un număr așa de frumos, de când e pandemia, noi n-am fost niciodată și acesta este un prilej în plus ca să venim cu recunoștință și cu mulțumire Dumnezeului Celui Veșnic. Domnul a aparat casa aceasta de rugăciune, nu pot să vă dau detalii, doar atât pot să spun. Ochii Domnului au fost binevoitori, ațintiți asupra locului acestuia de rugăciune, Dumnezeu ne-a ocrotit și din toată inima spunem, lăudat să fie Domnul! Dorim ca și ziua aceasta să fie o zi de bucurie, Domnul Iisus să binecuvinteze familiile acestea care au bucurie, familia Sabo, familia Lăzărean, familia Roman, Domnul Iisus să binecuvinteze familia Lărgită și harul și binecuvântarea Domnului să fie peste noi toți. Amin. Vă invit acum respectos să reocupați locurile la dorința
celor care au întocmit programul, fanfara laudă pe Domnul cu o cântare. În timpul acesta vor intra mirii, când mirii vor veni aici și se vor pleca pe genunchi, ne vom ridica și noi în picioare înaintea Domnului, că urmează încă să ne mai închinăm înaintea Domnului. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. De Domnul, în calitate de mire Fabian și sora Abigail, în calitate de mireasă. Uitați-vă la Fabian, o viață a zâmbit și acum când îi mire, nu se mai poate opri din zâmbet, așa a fost viața lui, așa m-aș bucura să fie și de acum înainte. Domnul Iisus să-l binecuvinteze, era doar un copil care... Uneori mai mergeam eu să-l mai mustru câte o leacă așa după un picuț așa, dar el mă întâmpina cu zâmbet, se termina cu orice. Domnul Iisus să-l binecuvinteze, n-a fost un copil obraznic, ci un copil voios. Domnul Iisus să-l binecuvinteze. Pentru tine, Abigail, faptul că ești astăzi mireasă în condiții de pandemie și când vă pe tata și mama și frați și surori, ce putem spune? E o mare binecuvântare că dumneavoastră ați reușit să străbateți din Canada până aici, îndurarea Domnului, Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Slavă Domnului că ne revedem și cu sora Lenuța și cu fratele Roman, Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Doresc ca în ziua aceasta Domnul să binecuvânteze toți musafirii și harul și îndurarea Domnului să se reverse chiar și cu lacrimi, pe lângă zâmbetul lui Fabian, care nu poate să lipsească de pe fața lui, să fie și bucuria aceasta cu lacrimi. Noi îl slăvim și îl binecuvântăm pe Dumnezeu. Am plâns la timpul de rugăciune și aș vrea pentru aceștia doi,
cum și voi doriți, să fie o viață de biruință și de binecuvântare. Haideți acum să citim cuvântul Domnului, care se află scris în cartea Proverbe, capitolul 31, de la versetul 10 și până la 31, pagina din Biblie, 668, versiunea Cornilescu. Proverbe, capitolul 31, începând cu versetul 10 până la 31, pagina 668. După citirea cuvântului lui Dumnezeu, dorim prin fratele Pavel Gărneț să cerem binecuvântarea Domnului pentru timpul acesta de laudă la adresa lui Dumnezeu și vestirea cuvântului lui. Cine poate găsi o femeie cinstită, ea este mai de preț decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Ea face rost de lână și de in și lucrează cu mâini harnice. Ea este ca o corabie de negoț, de departe și aduce pâinea. Ea se scoală când este încă noapte și dă hrană casei sale și împarte lucru de peste zi slujnicilor sale. Se gândește la un ogor și îl cumpără. Din rodul muncii ei sădește o vie. Ea își încinge mijlocul cu putere și își oțelește brațele. Vede că munca îi merge bine. Lumina ei nu se stinge noaptea. Ea pune mâna pe furcă și degetele ei țin fusul. Ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu. Ea își face învelitori, are haine de insubțire și purpură. Bărbatul ei este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Ea face cămăși, le vinde și dă cingători negustorului. Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățători plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinea lenevirii. Fiii ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și îi aduce laude zicând: multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Dezmerdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei să o laude la porțile cetății. Amin. Ne rugăm. Glorie ție! Doamne, am avut dorința să venim la casa ta și ne-ai dăruit ajutor pe drum. Ne-ai păzit de accidente și nenorocire. Aduce mulțumiri ca jertfă. Ne-am întâlnit la casa ta și nu ne-am văzut de multă vreme. Te laudă sufletul nostru pe tine. Mulțumim că ai binecuvântat rugăciunile noastre. Credem că ești acela care vei lucra în milă și în îndurare și îți vei aduce aminte de cei ce trec prin valuri. Dorim să binecuvintezi mai departe slujba în casa ta. Binecuvintează vasele de care te vei folosi. Lasă pe Duhul Sfânt în lucrare, în slujire. Lasă o călăuzire și o însoțire din partea ta. În vremea asta ajută-ne să strângem cuvintele tale ca să nu păcătuim împotriva ta. Binecuvintează aceștia doi care au venit la casa ta. Să fii cu ei pe drum, pe cale și pe noi ajută-ne să rămânem în așteptarea zilei când se va începe nunta noastră în dimineața fără nori. Doamne, ajută-ne să fim nedespărțiți. Dărește-ne noi puteri pe drumul vieții nevoios să putem ajunge unde ne-am pornit prin încercările și valurile vieții. Binecuvintează lucrarea ta și lucrătorii tăi. Lasă ocrotirea ta mai departe peste locașul acesta de închinare
și tot ce se va face aici să fie pentru lauda, gloria și onoarea numelui Tău de Tată, prin Fiul Tău Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. În continuare dorim binecuvântarea Domnului să fie peste noi toți. Mulțumim Domnului care l-a ajutat și pe fratele Iosif Purcaru împreună cu sora, soția lui, Domnul Iisus să-i binecuvinteze. M-aș fi bucurat să și slujiți înaintea Domnului cu o cântare, Domnul să vă binecuvinteze. Slavă Domnului! Eu aș vrea să fac o mărturisire. Când am citit cuvântul Domnului, versetul 29, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întrești pe toate. Aș vrea să vă spun, cuvântul acesta era așteptat de o soră care acum este căsătorită. Ea vine din Boston și 5 ani de zile a postit și s-a rugat și a pus semnul acesta. Băiatul care vine și îmi va spune versetele acestea este alesul lui Dumnezeu pentru viața mea. Sora Maria, care acum se numește Polocoșer, de acasă Dobrin, Dumnezeu a ajutat-o ca într-o zi, Sorin Polocoșer, să trimită un mesaj și să-i scrie versetele acestea. Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întrești pe toate. Atunci Maria a spus, de 5 ani de zile postez și mă rog și uite că Dumnezeu mi-a împlinit semnul care l-a pus. Slavă Domnului! Eu vreau să spun numai cât am cunoscut-o și pe Abigail. Abigail, m-am bucurat să fie o fată echilibrată. Cred că faci parte dintr-o familie credincioasă și deosebită. M-aș fi bucurat în ziua aceasta să fie frați slujitori și din Canada, dar am ajuns în imposibilitatea să venim din Canada până aici, apoi să ne întoarcem înapoi în Canada sau să vă întoarceți înapoi fără să fiți puși în izolare și sunteți în riscul de a vă pierde slujbele. Înțelegem situația, dorim din toată inima ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica din Canada, din Kitchener, Domnul să lase binecuvântarea pentru toți musafirii casei Domnului, mă bucur și de Nicu și de Remina, Domnul să vă binecuvinteze și Dumnezeu să reverse binecuvântarea peste tatăl tău cu vindecare, Domnul să lucreze la toate cauzele care le-am avut și vă spun cum m-am rugat și eu când soția mea era bolnavă de cancer de stomac în 2015. Am spus, Doamne, îți fac o cerere, poate e deosebită, transformă-mă în tristare, în bucurie și azi, în 30 august 2020, spun din toată inima, am spus cuvinte mari în fața unui Dumnezeu mare care m-a ascultat în mod miraculos, mărit să fie El. Domnul să se îndure de toate cauzele noastre și să mai reverse lacrimi de bucurie în casa Domnului și să avem curajul să-L mărturisim pe Dumnezeu în fața medicilor, în fața autorităților. Dumnezeul nostru trăiește și-i viu în veci de veci, mărit să fie El. În continuare, grupul de băieți laudă pe Domnul cu o cântare. În timpul acesta facem colecta pentru cheltuielile bisericii. După grupul de băieți, corul va lăuda pe Domnul cu o cântare, apoi fratele Cristi Chibici are și el o cântare spre slava Domnului, după fratele Cristi Chibici, grupul bărbătesc va lăuda pe Domnul cu o cântare și ne pregătim să ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Iosif Purcar. Domnul Iisus să-L binecuvinteze pe El și pe noi, să deschidă pentru El o ușă de cuvânt, iar pentru noi niște uși a inimilor care primesc adevărul lui Dumnezeu. Domnul să reverse binecuvântarea Lui peste noi toți. Amin.
să vin. Aleluia, lucea fărul Iisus, ne luminează drumul către cer. Ne întărește să ajungem sus, până vom fi în cer cu Sfântul Cer. Cea fărul Iisus ne strălucește, Iisus este Domnul,
A fost odată o grădină cu ciripit de păsărele, râuri multe cristaline șopoteau sub mii de stele. Acolo a început iubirea, printre oameni fericirea, când Creator a făurit ajutorul potrivit. Unul pe altul v-ați ales, fericire vreți să aveți, stați cu Domnul neclintiți, pe calea sa mereu să fiți. Sus pe munte sau în vale, stați cu El nedespărțiți, nu lăsați al lumii valuri să răpească al vostru cămin. Fiți înțelepți, stați neclintiți, pe calea sfântă să pășiți, cuvântul vieții zi de zi în voi să fie, să-l citiți. La rugăciune vă îndemnați, cu Domnul Sfânt de vorbă stați, la părtășie să veniți, cu frații în Domnul vă uniți. Unul pe altul v-ați ales, fericire vreți să aveți, stați cu Domnul neclintiți, pe calea sa mereu să fiți. Sus pe munte sau în vale, stați cu El nedespărțiți, nu lăsați al lumii valuri să răpiască al vostru cămin. Să înfloriți doar în iubire, să dăruiți în tot ce-i bine, să răspândiți în jur parfum și o lumină pe-al vostru. Căci rostul vieții nu-i aici, ci sus în cer, în paradis, când cu Iisus pe veci veți fi, cununa vieții să primiți. Unul pe altul v-ați ales, fericire vreți să aveți, stați cu Domnul neclintiți, pe calea sa mereu să fiți. Sus pe munte sau în vale, stați cu El nedespărțiți, nu lăsați al lumii valuri să răpiască al vostru cămin. Noi tineri din grădină, cu flori și trandafiri, s-au rupt pe totdeauna, formând un nou cămin. Sfințește-le tu legământul, sfințește-i în dragostea ta, să nu-ți uite nici când cuvântul pe tine-a te urma. Sfințește-le tu legământul, sfințește-i în dragostea ta,
să nu-ți uite nici când cuvântul pe tine a te urma. Ne stau acum în față aceste două flori, iar noi acum privindu-i am vrea să te rugăm. Sfințește-le tu legământul, sfințește-i în dragostea ta, să nu-ți uite nici când cuvântul pe tine a te urma. Sfințește-le tu legământul, sfințește-i în dragostea ta, să nu-ți uite nici când cuvântul pe tine a te urma. Revarsă-ți îndurarea și harul tău divin, binecuvântă-i, Doamne, pe ei și-a lor cămin. Sfințește-le tu legământul, sfințește-i în dragostea ta, să nu-ți uite nici când cuvântul pe tine a te urma. Sfințește-le tu legământul, sfințește-i în dragostea ta, să nu-ți uite nici când cuvântul pe tine a te urma. Sfințește-le tu legământul, sfințește-i în dragostea ta, să nu-ți uite nici când cuvântul pe tine a te urma. Frați și surori, în această dimineață, toți care suntem prezenți în casa Domnului, cred că este bine și frumos, înainte de a rosti cuvântul Domnului, să ne unim cu toții și să înălțăm în mijlocul nostru numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Și noi să spunem cu toții, amin. Amin. Și noi să spunem cu toții, amin. Amin. Chiar dacă suntem la nuntă, eu cred că Domnul merită să fie înălțat de către noi toți și dacă nu ai ocazia să spui ceva sau să cânți, te poți ruga și poți să spui un amin pentru slava Domnului. Domnul să vă binecuvinteze pe toți care sunteți aici în această dimineață. Amin. Dați-mi voie să aduc salutările fraților din Missouri, la Springfield, frații care au știut venirea noastră aici la dumneavoastră, au transmis harul și pacea Domnului, multe salutări și multă sănătate și protecția Domnului să fie peste dumneavoastră aici și peste noi acolo. Amin. Amin. Vreau să salut în mod special cele două familii care astăzi sunt aici, motiv pentru care și eu cu soția suntem aici în această dimineață, la această nuntă, familia Sabo, care se trag din Maramureș, băița de sub Codru. Cunosc și pe bunicii lui Abigail, chiar dacă probabil că i-am mai văzut și pe Mireasă și pe Mire, pe fratele Ghiță, ne-am întâlnit probabil când am fost și băieți la Baia Mare sau la Băița, nu știu exact, că m-au sunat anul trecut ca să fie sigur că o să fiu la nunta a fiicei lor. Anul trecut, dacă nu greșesc, în august sau septembrie m-au sunat pentru nunta care avea să fie în luna mai. Și s-a amânat până acum, dar mă uit la ei doi și chiar dacă au trecut aproape 4 luni over de acea dată, eu cred că s-a meritat. Domnul să vă binecuvinteze. Salut familia Sabou, copiii dumneavoastră, pe frații din România, probabil se uită la noi, dacă se transmite online.
Multe salutări pentru frații din Băița de Sub Codru, pentru bunicele Abigail și, bineînțeles, și familia Lăzăreanu, familia Roman. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Aici sunt mulți lăzăreni. Domnul să binecuvinteze pe toți lăzărenii care sunt aici. Eu cred că ar trebui să ziceți amin mai din inimă. Da? Să nu uităm că suntem la casa Domnului și probabil că de un amin se teme și coronavirus în această dimineață. Așa că cască gura și zi amin din toată inima. Că n-ai frică, n-ai să iei nimic. Dacă lauzi pe Domnul 100%, nu iei nimic. Dacă stai cu gura închisă, s-ar putea să iei ceva. Așa că e mai bine să ne deschidem inima și să lăudăm pe Domnul care este prezent aici cu noi. Pe El nu L-a speriat corona să vină la noi în această dimineață. L-am simțit la timpul de rugăciune și vreau să vă spun că Domnul este aici. Domnul este prezent aici în adunare, mărit să fie numele Lui. Domnul să binecuvinteze cei doi miri în această dimineață, pe Fabian și Abigail. Și, bineînțeles, mă bucur să văd slujitorii dumneavoastră, pe fratele Nicu, fratele Doru și pe toți ceilalți care sunt aici. Salutăm cu drag toți prietenii care avem aici, cu care ne cunoaștem de ani de zile. Domnul să vă binecuvinteze pe toți și să lase Domnul harul și îndurarea peste noi în această dimineață. Amin. Frați și surori, m-am uitat la cuvântul pe care l-a citit fratele Nicu în această dimineață. Și bineînțeles că am vrut să mă opresc la acest cuvânt din 31, proverbe, dar m-am gândit ca să nu fie o tentă de a vorbi numai despre femei în această dimineață, despre surori. Așa că vreau să merg pe ceea ce Domnul a pus în gândul meu și în inima mea de a vorbi despre toți care sunt aici, în mod special bărbați și femei, și bineînțeles și tineri și tinere care sunt aici la această nuntă. Și n-aș vrea să fie, bineînțeles că suntem câteodată tentați să vorbim despre femei, fie să le ridicăm prea sus, fie să le apăsăm. Și în general avem o tentă noi bărbații, pentru că numai noi predicăm. Și atunci, sărmanele surori, ele n-au cum să ne spună nouă în biserică nimic, că câteodată cred că ar trebui să ne spună. Mai ales la unii dintre noi, dintre bărbați, așa ar trebui câte o femeie să-i predice, încât să-l aducă cu picioarele pe pământ, să vadă că el nu este bosul, nu este el stăpânul, ci el ar trebui să fie robul. Așa trebuie să-și iubească bărbatul nevasta, cum și-a iubit Hristos biserica. Așa, dacă o iubești pe soție cum iubește Hristos biserica, vreau să spun că nu mai trebuie să spui nimic prea multe despre soție, ci să te uiți la tine și să mă uit la mine. Domnul s-a dus până la jertfă, până la sacrificiul. Bineînțeles că noi avem foarte multe de spus în direcția aceasta și probabil că frații o să vorbească despre acele femei și despre femeia aceea, bineînțeles, bine pusă la punct. Și dacă trageți concluzia din Proverbe 31, să vedeți că parcă vorbește Solomon acolo, și înțeleptul vorbește de parcă femeia aceea ar conduce casa. Ați observat ideea acestui text? Ea face negoțul, ea face aia, ea taie lemne, ea plătește curentul, ea așa, ea așa, ea se scoală noaptea, ea naște copii, ea se duce noaptea de 10 ori dacă trebuie, că el trebuie să sforăie în camera cealaltă. Vedeți? Deci de aceea de multe ori suntem tentați să spunem că femeia este un vas mai slab, zicem noi. Deși probabil traducerea lui Cornilescu acolo nu este chiar corectă din limba greacă. Este mai degrabă ar veni nu un vas mai slab, un vas mai de preț. Numai că așa a fost tradus și în ideea noastră așa a rămas. Dar cum este un vas mai slab când ea se poate scula de 10 ori pe noapte? Și ăla tare, bă, de beton, vasul ăla, de metal, ăla nu se poate scula niciodată. Pe care e mai tare? Care e mai slab? Nu? De adevărat că e și de zâmbit aici. Dar gândindu-ne la o realitate pe care noi o trăim astăzi, vreau să vă spun că și la suferință și la orice femeie este parcă mai tare ca bărbatul.
Când mă ia pe mine câte o răceală sau câte o boală, câte ceva, mă vaid ca o găinușă. Pe soție trebuie să o întreb eu, ce ai, ce-i cu tine? Și cât mai poate mai spune ceva de durere de asta. Dar cine e mai tare, bărbatul sau femeia? La capitolul dragoste. La capitolul dragoste. La cine cere Biblia să iubească? La bărbat. De ce nu-i cere la femeie să iubească? Pentru că o femeie va iubi un bărbat credincios. Dacă e cu frică de Domnul, ea va iubi. La femeie nu-i trebuie să, nu-i cere Biblia să iubească. La ea îi cere ce îi lipsește, un pic din supunere. Dar probabil din pricina că nu iubită, câteodată nu-i supusă. Și vreau să vă spun, bărbaților, să nu vă supărați. Nu cred că Domnul cere la o femeie să fie supusă unui bărbat care nu o iubește. La un bărbat nepocăit, la un bărbat care nu-i cu frică de Dumnezeu, nu-i cere Domnul în toate lucrurile să fie supuse. Pentru că e vorba să fie cap. Domnul nu supune o femeie credincioasă la un cap bolnav. O femeie care e cu frică de Dumnezeu, la un bărbat care nu știe pe ce lume trăiește, cum spunem noi românii. De aceea, în această dimineață, n-am vrut să mă duc pe ideea aceasta, ci aș vrea să vorbesc câteva lucruri despre necesitatea unor lucruri pe care e nevoie și neapărat nevoie de ele într-o familie care să fie pe placul Domnului, într-o familie stabilă, într-o familie tare, în primul rând, într-o familie care să fie stabilă în timpurile pe care noi le trăim, e nevoie într-o familie să fie de la bun început Dumnezeu. De la bun început Dumnezeu. Trebuia să spunem amin la asta. De la bun început Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze, Fabian și Abigail. Puneți-L pe Dumnezeu în primul rând. Dumnezeu. Pentru că spune cuvântul Domnului că la început, și Biblia începe așa, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Și apoi spune aici în capitolul 2 cu 18, Domnul Dumnezeu a zis, tot El a fost implicat, că nu-i bine ca omul să fie singur. V-ați gândit vreodată dacă era Eva făcută prima dată într-o idee așa absurdă, dacă vreți să ne gândim? Oare ea avea nevoie de ajutor? Oare avea nevoie? Mă gândesc că avea, cum să nu, și ea. Dar Dumnezeu a făcut toate lucrurile. Le-a trecut prin fața lui Adam. Înțelepciunea lăsată de Dumnezeu în acest om, care a fost primul creat de Dumnezeu. Mintea lui aceră, înțelepciunea pusă de Dumnezeu, a dat nume la toate viețuitoarele și se uita Adam la ele cum trec. Nu știm câți ani au trecut după creație. Adam se uita prin grădină și a văzut că nimic nu potrivește. Mă gândesc că dacă ar veni timpurile noastre, la nebuniile care sunt în lume acum, mă, poate potrivea ceva până la urmă. Cum e timpul în care trăim noi? Poate găsea să potrivească ceva, că tare multe potrivesc astăzi, care n-au nimic a face cu Dumnezeu. Dar Adam a fost singur și Domnul a zis, nu-i se potrivește nimic, n-are cum. Adam probabil a observat și el că nimic nu potrivește. Și atunci Dumnezeu s-a implicat în viața lui Adam și a spus, Adame, nimic nu potrivește, trebuie ție să-ți fac ceva care să iau din tine, care să fie din trupul tău. Nu iau din elefant, nu iau din maimuță, nu iau din alte animale, trebuie să iau din tine, din trupul tău ceva. Și eu însumi să mă implic în a face această familie stabilă și sigură. Și Dumnezeu l-a adormit pe Adam pentru că cu mulți din bărbați și astăzi nu poți să faci nimic cu ei, nu-i poți duce la doctor, nu-i poți duce nicăieri. Așa spun și statisticile, că un bărbat foarte greu îl duci la doctor, de multe ori îl duci numai adormit sau cu ceva injecții sau când e foarte grav, bolnav, se duce un bărbat la doctor. Cam așa ceva de felul ăsta sunt și eu, nu prea îmi plac doctorii. Și mulțumesc Domnului că nu prea am avut treabă cu ei și nici nu-mi doresc să am. Și așa să dea Dumnezeu să se întâmple cu toți. Să nu prea avem treabă cu ei. Dar pe acest om, ca să-i poată face o nevastă, Dumnezeu l-a adormit. Pentru că așa trebuie să se întâmple, că dacă ești prea treaz, vedeți, care rămân prea târziu și sunt prea tregi, îți prea vegheatori în direcția aceasta, fete, băieți, care rămân mai târziu, mă, atâtea văd, până la 25 de ani nu prea vezi multe. După 25 de ani, dacă treci de 30, deja vezi prea multe.
Și atunci parcă și lui Dumnezeu e mai greu să te adormă într-un fel. E mai greu să te adormă. Așa Adam a fost adormit și cineva a întrebat la o școală teologică: de ce nu s-a adormit pe Adam oare Domnul? Știți de ce? Pentru că găsea Adam să comenteze: Doamne, vezi că Eva e prea mică, fă un pic mai înaltă. Doamne, e prea așa, mai trage un pic. Cine știe ce îi spunea? Doamne, dacă tot ai luat din coasta mea, fă-o așa, să fie pe placul meu. Nu. Și foarte interesant că a fost singurul om și primul, de fapt, care a fost adormit, necăsătorit, și când s-a trezit, a fost și el deja căsătorit. Nu? Deja era căsătorit Adam și a spus: în sfârșit, acea care este os din oasele mele, carne din carnea mea, ea se va numi femeie, nu altceva, femeie, pentru că a fost luată din nou, lăudat să fie Domnul. Deci, în primul rând, la o familie sănătoasă, este nevoie de implicarea lui Dumnezeu. Eu cred că Domnul s-a implicat și în această căsătorie, faptul care este acest rezultat pe care îl vedem acești doi tineri frumoși, Fabian și Abigail. De altfel, m-am uitat la numele lor, ce înseamnă numele lor. E foarte interesant că numele Fabian, nu știu dacă v-ați uitat, părinții, sau tu, Fabian, te-ai uitat la asta, numele tău vine din latină, italiană spre noi, și înseamnă un fel de cultivator de semințe. Cultivatorul de semințe. Deci un fel de, am putea spune, un om care e bun în a semăna sămânță. Așa să fie. Dar să știi să alegi ce să semeni. Să semeni dragoste, să semeni iubire. Și Abigail înseamnă bucuria tatălui sau bucuria Domnului. Vă dați seama, Abigail, normal în ebraică numele înseamnă Avi. Avi, Gael, care Ava înseamnă tată, și Gail, care înseamnă bucurie. Domnul să vă binecuvinteze, să semănați cu bucurie, dragoste și multă, multă iubire în viața voastră. Și Domnul să vă binecuvinteze, amin. Apoi este nevoie într-o familie sănătoasă și stabilă de o hotărâre sinceră și de legământ. Un legământ care trebuie făcut, cum se face și astăzi. O hotărâre, un legământ care să aibă la bază lucruri trainice, care să aibă la bază lucruri durabile, care să n-aibă la bază acest legământ interes. Am cunoscut multe cazuri și în Europa, când eram încă în România, plecând în afara țării, prin Germania, Austria, am văzut unele cazuri în care oamenii s-au căsătorit, fete, băieți s-au căsătorit doar dintr-un interes anume, să iasă din România și să plece. Și aici în America am întâlnit cazuri în care s-au căsătorit doar, au făcut un legământ să poată veni din România aici. Și după ce a ajuns aici, când s-a văzut cu green card-ul în buzunar, a spus: băiete sau fetițo sau tanti, adio, atât am vrut, să mă văd în America și în rest nu m-a interesat prea mult de tine. Am cunoscut cazuri de felul acesta. Și de ce? Pentru că oamenii n-au pus bază pe legământ să fie un legământ bazat pe dragoste. A fost un legământ bazat pe interese. Nu? A fost bazat pe interese. Nu trebuie să te lege nici chiar frumusețea. Deși Pavel spune că întâi vine ce e firesc într-o relație. Ce vezi când te duci într-o biserică? Dacă te uiți după o fată, după fete, ești băiat, e normal, nu? Să te uiți după fete, să vezi cine, cum. Ce vezi prima dată? Vezi firescul. Vezi aparența pe din afară. Și adevărat că și ea te atrage. Dar trebuie în primul rând să fie nici frumusețea la bază, nici banii, nici că-i din neamul lui cutare, nici că-i prieten cu nu știu cine. Nu, trebuie să fie pur și simplu dragostea. Pentru că dragostea aceasta e singura care rămâne. Amin. Au fost oameni și familii. Poate că unii sunteți aici din Bistrița. Dacă sunt aici, ați auzit probabil de acel caz și au mai fost și altele. O soră din Bistrița, de undeva din Feldru, dacă nu greșesc, da, în Feldru, am vizitat această familie când încă acel bărbat a rămas în cărucior din familia aceea.
După căsătorie, 6 luni, sora a rămas însărcinată, el a avut un accident și a fost în cărucior 45 de ani. Fraților, ați auzit bine, 45 de ani. A stat în cărucior și au fost sfătuit această soție tânără. Cât o fi avut? Dacă s-au căsătorit la 22 de ani, 23, 25, la 25 de ani, au spus, lasă-l, du-te, du-l la o casă de bătrân, du-l la un azil, nu-ți strica viața pentru el, tu ești tânără încă. Și această femeie a spus, nu pot să fac asta, eu m-am căsătorit cu el din dragoste. Și am zis că la bine și la greu, în boală, în durere, în bucurie, în zile senine, în zile cu nori, eu rămân lângă el. Dar tu ești tânără și ce dacă sunt tânără, dacă așa a vrut Domnul? A născut un băiat, a crescut băiatul, l-a îngrijit și pe băiat și l-a îngrijit și pe soțul ei. Era cu casa chiar lângă biserică și frații au tras o boxă din biserică ca el să audă cântările și ce se întâmplă acolo, sunetul și predica din biserică. 45 de ani și a fost scrisă în revista cultului din București, Cuvântul Adevărului. Cred că am acea, acasă încă această revistă, care am primit-o cu, probabil cu 5-6 ani în urmă, când s-a scris despre această familie. Știți de ce a rezistat acea femeie? Pentru că a fost dragoste acolo. Pentru că a fost hotărâre, a fost un legământ. Oamenii pot dezlega legământul care e aici. Zic, da, l-am dezlegat. Cum a strigat o femeie într-un tribunal. Pentru că legământul, ca termen al lui, este până la moarte, ce o să spună ei astăzi, da? Până la moarte. Și a strigat o femeie la un tribunal când se despărțeau copiii. O spus, domnule judecător, scrie Biblia. Ce-a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Și judecătorul, care era mai înțelept acum ca acea femeie creștină, o spus, aveți dreptate, Doamnă. Noi despărțim numai aia care i-a unit oamenii, că aia pe care i-a unit Dumnezeu nu ajung la noi. Ați văzut un judecător care nu a fost pocăit? Noi pe aia care nu i-am cununat oamenii, vin ei aici. Dar care i-a unit Dumnezeu și dragostea, aia nu mai ajung. Nu uitați, oricine aș fi aici, căsătoria, nu este doar așa că vreau eu să am o mașină, vreau eu să nu știu ce, vreau pe cutare. Nu, căsătoria are la bază legământul, hotărârea, bazate pe dragoste și care merge până la capăt. Domnul să ne binecuvinteze. Apoi, frați și surori, nevoia separării de lume și de sfințire. E nevoie în familiile noastre o separare de lume și aici este o luptă. Mă, ce înseamnă lume, mă? Ce înseamnă lume, ne gândim noi? Ce înseamnă lume? Se gândesc surorile, oare ce înseamnă lume? Oare cum e cu lumea? Păi să nu faci nimic, sau să nu te atingi de fața ta, să nu faci nimic, noi asta credem că înseamnă lume. Să nu te aranjezi dacă deja ești o femeie trecută de către vârsta a doua, sau și fete tinere. Bărbați, care e treaba? M-a luat cineva și mi-a zis că dacă cine știe un fir de păr, dacă îmi smul de undeva de pe față, am pierdut veșnicia. Și am zis, dacă tu veșnicie de asta ai, atârnată de un fir de păr, mie aia nu-mi trebuie. Eu am nevoie de veșnicia care este bazată pe jertfa Domnului Iisus. Păi dacă ți-a crește, exact asta i-am spus, dacă ți-a crește un fir de păr aici în vârful nasului, păi tu n-ai o pensetă să-l dai afară? Care e treaba? Ce înseamnă lume, se întreabă oamenii? Frați și surori, lume înseamnă sistemul pe care îl trăim noi, chipul veacului. Ce înseamnă chipul veacului? Sistemul. Uitați-vă cum ne duc oamenii spre o îndobitocire. Pentru că asta ne vor. Ne vor ca niște oameni fără minte, ne vor niște sclavi și bolnavi. Știți de ce? Să ne poată manipula. Să poată face ce vor cu noi. Ori noi trebuie să discernem, pentru că așa cum spune un poet, nu-i rău că noi suntem în lume, ci rău că lumea este noi. Toate găinușele, majoritatea, ouăle în paie. E rău asta? Nu. Dar când intră paiele în ou, atunci e problemă, nu? Exact așa e și cu lumea asta și cu viața noastră. Separare de lume, de sistemul lumii. Păi trăim 10 ani în urmă, 15 ani în urmă, copii care au fost bătuți să n-aibă internet. Acum nu mai poți fără el.
ai internet în casă, ai internet pe telefon, ai internet pe mașină, ai GPS-uri. Așa s-a dus. Oare chiar ăsta-i sistemul? Nu, fraților. Noi din toate astea suntem chemați să selectăm. Exact ca la mâncare. Bă, dacă știi că nu ți-e bună grăsimea, pe alege-o. Mănâncă numai musculețul. Mănâncă altceva. De obicei românul mănâncă slănină, grăsime. Așa sunt, nu știu, așa suntem noi parcă făcuți. Pentru că am crescut așa, în stilul ăsta în România. Dar dacă știi că ceva nu ți-e bun, exact așa e și spiritual. Nu te lăsa doborât. Păstrează-te. Pune-te deoparte nevoia aceasta de sfințire, a separării de lume. Spune că nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Nu? Lăudăroșia vieții. Păi noi ne legăm de niște lucruri mărunte, în unele cazuri, chiar în adunări. Dar uitați-vă, dumneavoastră spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Care sarea? Lăudăroșia vieții, pofta ochilor. Păi credeți că aici în adunare sunt unii și unele care pot să aibă pofta ochilor în adunare? Și nu știe nimeni. Bineînțeles, noi ca oameni, numai dacă îți descoperă Domnul, dar nu știe nimeni că cineva are o poftă acum, că a văzut ceva aici în adunare. Dar de lucrul ăla trebuie să te scapi, să nu te lași dus. Separare de lume, tovărășire rele, prieteniile. Aveai obiceiul să te duci la adunare, să fii prezent la tinerețe, să cânti. După căsătorie trebuie să păstrați aceste obiceiuri, pentru că dacă nu o să vă scoată cineva tovară și spune tovărășiile rele, strică obiceiurile bune. Deci Domnul să vă binecuvinteze, amin. Să trăiți în sfințenie, să trăiți separați de lume. Domnul vă va da lumină în direcția aceasta și să știți că fiecare cuib, fiecare casă este separată. Predicam la o nuntă în Portland și nu am predicat în relația aceasta de, chiar de a te separa și de părinți, nu de a te rupe, de a te separa și să-i lăsați în pace, să-și facă ei familia lor. Bineînțeles, în limite creștine, dar nu la comanda dumneavoastră, stimați părinți, nici păstori, ci să-și facă familia lor cum le place. Și eu vorbeam acolo, spuneam părinților, nu-i treaba voastră cum o să-și zugrăvească ei casa. Nu-i treaba, și chiar am zis de dormitor, poate vor să-și facă o culoare maro, zic eu, neagră, pe pereți. Aia nu-i treaba voastră. Și n-am știut de ce râde mirele, se uita la mama lui și râdea și îi făcea semne așa cu capul. N-am știut ce-i baio. Și la urmă au venit la mine și mi-au spus, frate Iosif, chiar discuția asta am avut-o înainte de nuntă, că și-o zugrăvit pereți în cameră maro. Și când închideai gelozelele, parcă era tot timpul noapte, ziua noaptea. Păi zic eu, ei de asta au, mai ales în prima lună, de asta au nevoie. Am zis, de ce să vă băgați? Și el a crezut că eu ți-am spus ție treaba asta, sau invers. Nu! Domnul a vorbit atunci, lăsați copiii aceștia, tineri aceștia, să fie, să aibă libertatea aceasta, să gândească. Apoi, încă un lucru, nevoia de limite și siguranță. Vreau să vă spun că limitele, frați și surori, limitele ți-aduc siguranță. Ce înseamnă limite în familie? Fabian și Abigail, voi, până acum ați avut foarte mulți prieteni. Nu știu unde o să locuiți, în Canada sau în Detroit. Asta este iar treaba voastră. Problema voastră este. Nu-i nici a părinților, nici a lui mama, nici a lui tata, nici al socrii, nu-i a lor. E treaba voastră unde o să locuiți. Dar trebuie să știți că până acum ați avut prieteni, ați avut relații, legături, care trebuie să le lăsați. Nu definitiv, dar nu mai poți fi ca înainte. Nu mai poți să fii ca înainte. Poate că ai fost învățat în fiecare duminică seara să ieși cu băieți aici din Detroit, să vă duceți la Lașiș, sau mai știu eu ce aveți dumneavoastră pe aici, la, nu vei aici la dumneavoastră, dar sau în altă parte. Ei, de acum o să zic că Abigail, hey, eu nu mă simt așa bine, hai să mergem acasă. Tu să, în fiecare duminică seara am fost, oh, ai limită, hop, tu nu mai ești Fabian ăla, băiatul, tu ești acum Fabian bărbatul. Domnul să te binecuvinteze. Deci e nevoie de limită, pentru că limitele ți-aduc siguranță, limitele între prietenii. Să aveți prieteni, dar nu prietenii prea apropiate.
încât să știe tot din viața voastră, și din dormitor, și din baie, și de peste tot. Sunt unele lucruri pe care să vi le spuneți numai voi unul altuia, nici la părinți. Nici la părinți să nu spuneți chiar toate lucrurile. Apoi în acțiuni, în afara casei, în lucru. Poate că ai putut să lucrezi până acum 16 ore pe zi. Da? Sau cât ai vrut tu? Ei, de acum nu mai merge, gata. Poate lucri 8, 9, 10, dar trebuie să știi că te așteaptă cineva acasă. Până acum te-au așteptat cine? Te-au așteptat frații, mama. Cine te-a așteptat? Dar acum te așteaptă cineva cu care tu te-ai făcut una. Nici tu, Abigail, nici tu, Fabian. Trebuie să aveți limite în afară, la lucru, oriunde să te duci. Să nu fie niciun hobby mai presus de soție sau mai presus de soț. Poate ți-a plăcut alte, cine știe. Să mergi să te plimbi, vă puteți plimba împreună. Dar și acolo, poate numai ca înainte. Ți-a plăcut să fugi, să alergi. Să mergi la mișcare, la modă, să te duci la sală, nu? Să faci mișcare. Ei, de acum, dacă la Abigail nu o să-i placă, va trebui să îți faci o sală poate acasă, nu? Sau cine știe? Sunt unele limite pe care trebuie să le respecti. Limite în vorbire, în privire, nu? Până acum tu ai putut vorbi ca băiat sau ca fată cu oricine. Ei, de acum nu mai poți vorbi așa. Bă, mie îmi place să vorbesc cu frații la biserică, dar parcă în mod special cu surorile. Acolo e ceva, mă băiete, acolo nu e ceva în regulă. De ce nu vorbești și tu cu frații? De ce numai cu surorile? Sau invers, nu? Chiar dacă ai darul de a vorbi și ești povestitor sau povestitoare, trebuie să ai limite în vorbire, în privire. Nu te mai poți uita ca înainte, s-a terminat, ochii tăi s-au oprit într-o zi, asupra lui Abigail și la Abigail asupra lui Fabian și aici trebuie să rămâneți. Pentru că atâtea se întâmplă astăzi, pentru că nu sunt limite și oamenii nu sunt atenți. Pentru că limitele astea pun siguranță. Vă asigură familia. Păi ce s-ar întâmpla dacă te duci, domnule, mergi aici, în nord sau unde te duci, trei benzi și să nu fie semne, să nu fie liniile. Păi ce s-ar întâmpla? S-ar bate unul de celălalt, tot mereu. Dar o liniuță așa întreruptă. Linia întreruptă, aia ți asigură ție siguranța să te duci. Nu? Pe shoulders, oriunde te tragi, ai linie. Nu poți să treci. Aici acum să treci la Canada sau în ce parte, da? Să te duci la Canada. Păi ce este acolo, domnule? Un pod. Este acolo două gherete sau ceva, dar ai acolo un border. E limită. De aici încolo, America, încolo e Canada. Deci sunt limite. Domnul să vă binecuvinteze. Să rămâneți, dragii mei, știi care să fie limita voastră? Să rămâneți în cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Și când rămâneți în cuvântul lui Dumnezeu, nu o să dați greș. Familia care rămâne și supraviețuiește și în timp de pandemie, este familia care rămâne în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu toate trec. Toate se duc, dar cuvântul lui Dumnezeu este viu și rămâne în veac. Măriți să fie Domnul! A trecut imperiile, s-a dus imperiul lui Nero, s-au dus cele 10 timpuri de prigoană și persecuție în care creștinii au fost tari și dași la fiere, la fiare, s-au dus. A dispărut Hitler, a dispărut Napoleon, s-a dus și Ceaușescu al nostru, a căzut Uniunea Sovietică, dar e ceva în istorie care n-a putut dărâma nimeni. Și acesta este cuvântul lui Dumnezeu, care a rămas în viac. Măriți să fie Domnul! Și înălțăm în această dimineață, aici la Biserica Betel din Detroit, Evanghelia cuvântului Dumnezeu, care este viu și lucrător. Și în această dimineață să schimbe vieți și minți și noi să spunem cu toții, amin. Apoi nevoia de unire desăvârșită, nevoia de unire desăvârșită. Voi trebuie să vă luptați în așa fel încât să vă uniți într-un chip desăvârșit. Uitați-vă dumneavoastră, cuvântul pe care îl știți spune că de aceea, în cartea Genese 2, cu 24, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face
un singur trup. Nu zice și sunt, se vor. Asta înseamnă că este un proces. Unirea fizică este cea care vine cea mai devreme. Cea mai devreme. Și unii chiar și acolo au probleme imediat, că nici n-apucă să se cunoască caracterul și astea și deja au probleme. Dar trebuie să înțelegem că e nevoie de o unire fizică, în primul rând. Care este aia? Unitate între voi doi. Între voi doi, ce mai aminteam tangențial, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa. Și aici surorile sunt tentate să spună: auzi mă bărbate, ce scrie acolo? Că de aceea va lăsa omul. Deci nu, eu sunt femeie. Nu e adevărat. Când a zis Domnul acolo, și înainte de asta, unde era Eva? Era aici undeva, la Adam. Din câte știu eu, din coasta, din partea stângă, de aici de la inimă, noi bărbații avem mai puțin cu o coastă. Da, asta e testat, dacă bine știu eu, medical. Testat că aici ne lipsește, partea asta avem mai multe coaste. Ca și clapele la acordeon, da, dar aici sunt mai puține, da? Și aici ne lipsește o clapă din aia. Pentru că ne-a dat-o Domnul aici să ne cânte. Da? Ne-a dat-o Domnul să ne cânte, să ne înveselească și să ne mai cânte, chiar dacă nu ne place. Dar de aici ne lipsește și o luat-o de aici, frați și surori. Și de aceea trebuie să spun unii, mă, nu mă pot înțelege cu ea, nu mă pot înțelege cu el. Cum nu te poți? Că e chiar din tine. Să știi că Abigail e de aici de undeva. Nu-i de aici de la tocul de la Bocanc, nu? Nu-i nici de aici de la Cot. Nu-i nici de aici din față. Nu-i nici de aici din ceafă. Nu! E de aici. Ca să fie aproape de inimă. Da, și de aia e nevoie de unirea aceasta fizică. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa. Dragii mei, țineți minte și înțelegeți bine acest cuvânt și gramatical. De aceea va lăsa, nu va rupe. Bă, vezi, eu mă mărit cu tine, mă. Dar rup cu maică-ta și cu taică-ta. Mie nu-mi trebuie, bă, moșorogeia tăi. Gura livă aia de maică-ta, mie nu-mi trebuie. Nu așa spune. De aceea va lăsa, adică nu va rupe. Când rupi, e ceva ce ai rupt. E rupt, nu? E ceva care trebuie lăsat. Adică lăsat așa frumos. Că e una să pui un bebeluș care îl dai cu el de pat și alta să pui frumos, da? Lasă, dar trebuie să lași, pentru că tu trebuie să te unești cu partenerul de viață, așa și Abigail. Abigail, numele tău înseamnă bucuria tatălui sau bucuria Domnului. Ai fost, eu mă gândesc că ai fost bucuria lui fratele Ghiță și trebuie să rămâi, dar parțial. De acum tu trebuie să fii bucuria lui Fabian și să lași, nu să-i uiți, nu să-i ștergi de pe listă, nu să rup cu ei, nu, să-i lași, nu vă supărați. De aceea vă las. De ce? Eu mă duc la Detroit. Dar de ce te duci? Mi-am găsit acolo. Pe cine? Pe cineva cu care potrivesc. Cineva care simt că-s de acolo, de lângă inima lui. Ce frumos, vă dați seama? Un bărbat se umple tot timpul cu soția aici, la inimă. Să te gândești oare ce face, nu? Și de multe ori mă gândesc la mine, că suntem așa de acri bărbații. Suntem de multe ori așa de parcă neșcolați, nu știm să vorbim, nu știu, de sângele nostru latin, parcă e făcut, bă, să fie așa, să nu fim finuți într-un fel. Dar ne putem crește. Ce să-i spui tu, I love you, în fiecare zi? Ești ca americanul ăla care a întrebat soția, hei, nu mi-a mai spus de când ne-am căsătorit la starea civilă, nu mi-a mai zis I love you. Ia, dar zice el, nu ți-a mai spus că încă nu m-am răzgândit. Auzi, măi, de ani de zile nu i-a spus. Păi, mi se pare că ne coborâm. Sau să zici, am sorii soției. Dar cum să zic, bă, am sorii, că eu sunt alb, bă, eu sunt mare, bă, eu sunt voinic. Eu acum am venit de la sală, lasă-mă mușchi, mă, că ai mâncare pentru viermi. Atât, atâta. Învață să fii bărbat. Pentru că bărbat înseamnă, într-o traducere corectă biblică, bunătate, nu stăpânire, așa. Nu, înseamnă altceva. Domnul să ne ajute să lăsăm când trebuie să lăsăm, că e timpul să lași, nu? Nu rămâne lipit de mama și de tata când tu te-ai căsătorit.
Auzi, cum să ne punem frigiderul aici? Păi ia să sun pe mama. Dar cum să ne punem dormitorul? Păi stai, cum să ne-a pe tata? Bă, dar tu de unde ești? Atâta nu poți? Un păsor s-a dus într-o vizită într-o familie și chiar a nimerit că mama soacră era acolo. Și era într-un conflict cu Nora. Nora vrea să pune frigiderul acolo unde s-a înțeles cu bărbatul și era și el acasă, bărbatul. Și mama soacră spunea, nu, că dincolo trebuie frigiderul, că așa, așa e frumos. Și el, ea s-a uitat la bărbat și a spus, tu ce zici? Păi eu nu știu, că nu vreau să supăr nici pe mama. Nu vreau să te supăr nici pe tine. Păi atunci unde să punem? Undeva la mijloc? Ca să fie bine pentru toți? Și s-a nimerit că a ajuns păstor acolo, s-a uitat la ei și a zis, care e problema? Păi a zis soția tânără, eu vreau să pun frigiderul aici și mama soacră vrea dincolo și el nu zice nimică. În loc să țină cu mine, el e la mijloc. Și eu zis păstorul către femeia bătrână, auziți, la cât aveți autobuz? Păi avem acum la 4. Na bine, hai că vă luați-vă geanta, bagajele, în mașină vă duc la autobuz și înapoi la țară, de unde ați venit, lăsați-i pe ei să-și pună frigiderul unde vor. Ca să nu-i treaba dumitale. Da? Deci trebuie lăsat. Făceți-vă cuibușorul vostru să fie pe placul vostru și al Domnului, bineînțeles, și apoi nimeni să nu se bage între voi. Nimeni, pe nimeni să nu puneți între voi. Între voi să fie cel ce vă leagă întotdeauna și aceasta este dragostea. Acesta este Dumnezeu. Apoi este nevoia aceasta de o acceptare totală. Și ăsta e ultimul gând. Acceptare totală. Acceptați-vă așa cum sunteți. Va veni vremea când probabil ispitiți de anumite împrejurări ale vieții să te gândești, măi, am putut eu să iau pe altcineva. Eu puteam să o iau pe Anișoara, dar am luat-o pe Maria, nu să zicem așa. Nu, măi, Gheorghe, numai Maria a fost bună pentru tine. Numai Maria, atât. N-ai putut să iei pe nimeni, că dacă puteai să iei, luai. Dar ai luat exact ce-o trebuie să-ți iei. Acceptați-vă, că știți cum suntem noi, frați și surori, înainte de căsătorie se spune că omul și bărbatul și femeia sau tânărul și tânăra joacă rolul acesta a melcului. Știți? Sunt unele chestiuni care le ascund, știi? Melcușorul când te simte pe lângă el își trage cornele. Ați văzut melc? Nu știu exact cum îi zice în engleză, nu știu la melc. Dar ăla când te apropii de el, el își bagă cornițele. Ei când este relax și pornește la drum, îi ies coarnele. Vreau să vă spun că o să fie niște cornițe care o să vă iasă pe care nu vi le-ați văzut. Și o să spun, Fabian, eu n-am crezut că tu le ai pe astea. Abigail, eu n-am crezut că tu ești așa. Dar nu le-am văzut înainte, nici n-a trebuit să le vezi. Că de-aia îi spune și în versiunea românească că nimic nu este mai orb decât dragostea. Pe așa trebuie să fie. Dar să vă acceptați așa cum sunteți. Că niciunul dintre voi nu sunteți perfecți. Mă uit la voi, bă, perfecți amândoi, așa pot să spun. Dar vreau să vă spun că asta văd eu. Dar dincolo de aspectul vostru vede Dumnezeu și nu sunteți. Știți de ce? Pentru că după căderea din Eden, noi nu mai suntem perfecți niciunul. Dar Dumnezeu lucrează în noi. Și dragostea ta, Fabian, s-o formeze pe Abigail. Și dragostea ta, Abigail, să-l formeze pe Fabian. Să deveniți un cuplu binecuvântat, încât oamenii când vă vor vedea să spună, într-adevăr, aici în familia aceasta stăpânește dragostea. Domnul să vă binecuvinteze și Domnul să binecuvinteze toate familiile din adunare de aici. Să binecuvinteze Domnul, frați și surori, avem nevoie de Dumnezeu în vremea aceasta. Avem nevoie de cuvântul Lui, avem nevoie să fim mulțumiți după ce v-ați acceptat. Mulțumiți Domnului unul pentru altul și zic, Doamne, chiar dacă o să vezi lucruri care nu o să-ți placă, Doamne, eu am crezut că Abigail e așa, dar văd că totuși ea e tot o ființă, Doamne, am crezut că Fabian e așa, dar este și el tot un om ca toți ceilalți oameni, ajută-mă să-L iubesc așa cum mi L-ai dat. Și vreau să vă spun, dacă dragostea lui Dumnezeu va fi în viața voastră, orice ar veni nu vă poate rupe nimeni. Era o întâmplare în România cu care aș vrea să închei. S-au dus niște oameni undeva, la un râu, probabil undeva la sat, să se scalde vara. Și s-a întâmplat că soția acestui bărbat nu știa să noate.
S-a băgat undeva în apă, într-un râu, fără să știe că e apa așa adâncă. Și a început să strige disperată, disperată că se neacă. Soțul ei, care nu era un notător de nicio culoare, a văzut că soția lui este în primejde de moarte. A sărit după ea în apă, a împins-o de picioare afară. Și foarte interesant, a rămas în istorie acest caz, că ea a fost salvată și el în cele din urmă s-a necat. Când se întâlneau oamenii cu această femeie, cum sunteți? O întrebau. Eu trăiesc astăzi pentru că în locul meu a murit cel ce m-a iubit. Și acela a fost soțul meu. Dacă aveți această dragoste în voi, dragostea se dăruiește, se sacrifică, pentru că dragostea este Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Cultivați. Fabian, cultivătorul de semințe, și cu dragostea de Dumnezeu, vă dați seama că este o familie deosebită. Domnul să vă binecuvinteze și dacă nu ne mai vede aici, să ne vedem la nunta mare, când noi vom fi mireasă, iar Iisus mirele nostru. Ajută-ne, Doamne! Amin! Amin. Fratele Sabo laudă pe Domnul cu o cântare, Tatăl Miresei, apoi copiii din familia Diac vor lăuda pe Domnul și după copiii Diac, grupul de fete, au și ele o cântare spre slava Domnului și ne pregătim să ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Doru Bogdei. Domnul să ne dea har în continuare. Amin. Eu mulțumesc Domnului, atât eu, soția și toată familia, că suntem aici și au fost lucrurile cam încurcate, dar totuși, între timp ce vorbeam cu Abii, care veni mai repede aici, spunea, eu cred că Domnul mi-a ascultat rugăciunile și veți fi la nuntă. Și mulțumesc Domnului că Domnul a ascultat rugăciunile și suntem astăzi la nuntă și este o zi de bucurie. Slăvit să fie numele Domnului! Am vorbit și cu fratele Nikita, care este un prieten bun, mi-a fost un prieten bun și mi-a rămas un prieten bun și a zis, frate Ghiță, și chiar dumnealui ar fi vrut să vină, dar tot prin pricina aceasta, am venit cu carantina, și a spus, transmite Bisericii Betel multe salutări din partea mea și Domnul să vă binecuvinteze și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. În timp ce ascultam predica, mă gândeam la ce spunea fratele Iosif și mă gândeam, frate Iosif, cred că n-a vorbit Abigail cu Fabian, cu tine, despre că am fi vrut să stea în Canada. Că spuneam predică să nu se baje părinții unde vreau să stea. Și acum asta mi-a zis că, știți cum e, cu Domnul e bine oriunde. Că ești în Canada, că ești în America, unde ai fi, binecuvântat să fie numele Domnului. Iar ce spunea fratele păstor cu privire la soția dumneavoastră care a fost vindicată de cancer, aș vrea să vă spun că sunt și dator să mulțumesc Bisericii Betel de aici, care s-au rugat pentru soția mea care este aici, Dumnezeu a vindecat-o de cancer. Am fost aici la rugăciune la fratele Ghiță Franciuc, sunt câțiva frați care au participat acolo, s-au rugat pentru ei, au făcut ungerea și ceea ce Dumnezeu prin Duhul Sfânt a vorbit acolo, aceea s-a împlinit. Și interesant lucru, aveam 8 copii și spunea soția mea, ca semn că Dumnezeu m-a vindecat, a spus, vreau să mai dea Domnul încă un copil. Dar zice, nu vreau să exager, ci aș vrea să fie fetiță. Și așa și fost, Dumnezeu ne-a mai dat încă o fetiță.
Și mulți s-au mirat, măi, după 8 să ceri încă un semn și chiar după și cancer să ai, dar Dumnezeu care e bun ne poartă de grijă, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Privirea ta, Doamne, din ceruri, s-o îndrepți acum înspre noi, ce am venit în adunare să-i însoțim pe aceștia doi, pe mirele și pe mireasa ce stau acum în casa ta, ce așteaptă binecuvântarea s-o dai, Doamne, din mâna ta. O lasă, Doamne, în alur viață, din al tău har ce nesfârșit, din ale tale taine sfinte, ce pentru ai tăi le-ai pregătit. Iubire, pace, sănătate, lumină din Sfântul Cuvânt și Duh Sfânt să-i însoțească în viața lor pe acest pământ. În anii cele stau în față, pe care tu doar îi cunoști, să nu-i las singur niciodată, că-și viața cu tine are rost. Și fața ta să strălucească într-una peste-a lor cămin, iar ei să stea în ascultare, aceasta, Doamne, o dorim. O lasă, Doamne, în alor viață, din al tău har ce nesfârșit, din ale tale taine sfinte, ce pentru ai tăi le-ai pregătit. Iubire, pace, sănătate, lumină din Sfântul Cuvânt, iar Duh Sfânt să-i însoțească în viața lor pe acest pământ. Prin încercările vieții, ei singuri nu pot birui, de aceea te rugăm, Iisuse, să fii cu ei în orice zi, iar ei să stea în ascultare, oricând al tău sfat al urma, și viața lor ca să rodească mereu, Doamne, spre slava ta. O lasă, Doamne, în alor viață, din al tău har ce nesfârșit, din ale tale taine sfinte, ce pentru ai tăi le-ai pregătit. Iubire, pace, sănătate, lumină din Sfântul Cuvânt și Duh Sfânt să-i însoțească în viața lor pe acest pământ. O lasă, Doamne, în alor viață, din al tău har ce nesfârșit, din ale tale taine sfinte, ce pentru ai tăi le-ai pregătit. Iubire, pace, sănătate, lumină din Sfântul Cuvânt, iar Duh Sfânt să-i însoțească în viața lor pe acest pământ. Amin.
Toată slava, toată cinstea să fie dată singurului Dumnezeu adevărat din veșnicii în veșnicii. El este Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să binecuvinteze această zi de sărbătoare. Amin. Domnul Dumnezeu să binecuvinteze pe Fabian și pe Abigail. Amin. Apoi Domnul Dumnezeu să binecuvinteze cele două familii care astăzi, datorită lor și celor doi tineri care se unesc astăzi, suntem și noi aici și vrem să le facem bucuria deplină. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Domnul să binecuvinteze familia fratelui Ghiță, care s-a ostenit împreună cu toată familia în vremea aceasta să vină și să fie părtași la această căsătorie, care este de fapt și o datorie din dragoste. Mă folosesc de cuvântul acesta pentru că știți bine că și duminica trecută a fost o căsătorie în mijlocul nostru și părinții nu au putut să ia parte. De aceea doresc din toată inima ca Dumnezeu să le dăruiască răsplătirile dumnezeiești. Dumnezeu să vă poarte în carul lui de biruință și să vă țină în harul lui până la sfârșitul călătoriei voastre. Hotărârea voastră și legământul vostru să rămână ferm și plin de încredere că cel ce a început această lucrare în voi o va și isprăvi și va duce la bun sfârșit. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să binecuvânteze întreaga adunare. Fiecare familie. Să pună Dumnezeu o protecție puternică în dreptul fiecărui familiei și să rămână în dragostea lui Dumnezeu și dragostea adevărului. Amin. Doresc lucrul acesta pentru că sunt lupte, când într-o parte, când în alta, și ținta diavolului și a vrăjmașului este ca să mai dărâme, ca să mai strice, ca să mai prăpădească, ca asta face lucrarea hoțului sau lucrarea lupului. Dar doresc din toată inima ca fiecare familie să rămână în legământul încheiat cu Domnul și hotărârea care a făcut-o înaintea martorilor văzuți și nevăzuți până la sfârșitul vieții. N-auziți toți amin? Din spate se zice aici că ei sunt lucrători care mărturisește și tălmăcește legea în direcția aceasta și noi tot la fel, am primit la fel și vrem să ținem la fel. Domnul să ne ajute! Amin. Dragii mei, m-am oprit așa la câteva cuvinte, cu toate că ne cunoaștem, dar vreau să spun primele cuvinte. Dumnezeu este tatăl orfanului și apărătorul văduvei. Deci se cunoaște și se vede într-adevăr că acest cuvânt este împlinit de Dumnezeu, căci El veghează. O vegheat asupra familiei, asupra tânărului Fabian și chiar dacă o trecut prin valul acesta greu să rămână orfan de tată, Dumnezeu i-o purta de grijă. L-o binecuvântat și-o adus vremea, acum știm cu toții și avem încredințarea că are un tată în cer la care îi se închină în duc și în adevăr și Dumnezeu i-o asculta rugăciunea, lăudat să fie Domnul. Dar eu m-ai pregătit încă un tată pe pământul acesta prin căsătorie și apoi prin mama lui care l-a crescut și s-a ostenit. Dumnezeu să le răsplătească ostenelile. Dragii mei, frați și surori, câteva cuvinte mi le-am notat așa, fugitiv, că vreau să fiu și mai scurt, cu toate că am avut dorința să îl ascult mai mult pe fratele Iosif, că nu a venit de mult pe la noi, ne cunoaștem de zeci de ani de zile, am avut părtășii deosebite împreună și la Detroit și când mergeam pe la Georgia, ne opream în părtășie la biserica unde slujea acolo în lucrare. Bucurii minunate ne dă Domnul celui ce-l caută pe Domnul și îl dorește din toată inima și Dumnezeu se prezintă și lasă bucuria de plină. Trăiască Domnul! Numai iată ce am găsit. Câteva versete. M-am oprit la
Eclesiastul, capitolul 7, cu versetul 29. Hai să fim atenți și să învățăm ceva din versetele acestea, să nu cumva să ne înșele diavolul și să ajungem să fim victimă. Eu nu mă spun dinainte și apoi le citesc. Urmăriți, numai iată ce am găsit, că Domnul a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe șiretenii. Doamne, ajută-ne să ne ferim de tot ce ni se pare că este rău. Să nu pătrundă cumva viclenia și fățărnicia și șiretenia în adâncul inimii noastre. Amin? Amin. Care sunt nevinovați, strigă amin. Sau care dorește să scape, strigă și ei amin. Adică așa să fie. Și Domnul să lucreze, să modeleze, că are Dumnezeu ce lucra și modela la noi. Acum mă duc pentru tineri aceștia un verset care vreau să le-l amintesc, cu toate că probabil că l-o citit, dar e pentru ei acum, bineînțeles și pentru noi, dar acum citesc pentru ei. La Eclesiastul capitolul 9 cu versetul 9. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești. În tot timpul vieții tale deșerte, pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare, în această vreme trecătoare, căci aceasta îți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Amin? Domnul să vă binecuvinteze! Tot ce găsește mâna ta să facă și cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Înțelepciunea îl face pe om răbdător. Spune cuvântul Domnului în Proverbe. Și este o cinste pentru om să uite greșelile. Dragii mei, dacă într-adevăr s-o mai omis și o fost și într-adevăr, Biblia e dreaptă. Noi nu prea reușim să fim chiar așa de drepți. Că spune cuvântul Domnului că toți greșim și încă în multe feluri. De aceea doresc în privința aceasta ca versetul care l-am amintit, dacă am avut și dacă ați avut și dacă s-au petrecut unele greșeli, hai să luăm ca bază cuvântul acesta. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el, pentru om să uite greșelile. Amin. Amin. Domnul să ne ajute ca să împlinim și cuvântul acesta. Apoi mă duc la alt verset din Proverbe, capitolul 18, cu versetul 21 și 22. Moartea și viața sunt în puterea libii. Oricine o iubește, îi va mânca roadele. Noi cu toții, cred, mă face să accept și să cred lucrul acesta, că dorim viața. Amin? Amin. Dorim viața. Ei, acum, dacă noi dorim și tânjim de dor să rămânem în viață și să ajungem în viața veșnică, trebuie ca și noi la rândul nostru, prin vorbirea noastră, prin cuvintele noastre, să se cunoască că aduce viață cuvântul nostru. Nu? Așa am citit? Moartea și viața sunt în puterea libii. Oricine o iubește, îi va mânca roadele. Domnul să ne ajute să rămânem cu adevărat credincioși lui Dumnezeu și cuvintele lui Dumnezeu să locuiască din belșug în noi și cuvintele noastre să fie pline de har și drese cu sare. Amin. Amin. Dacă ați acceptat, acum iar pentru cei doi, un cuvânt în versetul 22. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Mărit să fie Domnul! Negreșit, Fabian o găsi fericirea. Domnul să vă ajute să rămâne în această stare de fericire și de har în care voi v-ați pornit cu mare bucurie. Dumnezeu să vă călăuzească în tot adevărul. Amin? Amin. Acum, dragii mei, mă duc la alt cuvânt care vreau să fac o completare referitor
la ceea ce s-a vorbit, fratele ne-a înveselit, ne-a sfătuit, dar ne-a și înveselit, așa că ne-a făcut să zâmbim, prin vorbirea practică care o a avut-o și este, într-adevăr, ceea ce se întâmplă prin multe familii. Dar un cuvânt la care m-am oprit, totuși fiți atenți numai că-l știți, care spune în Tit așa, în a întâia, adică Tit capitolul 2, cu versetul 4. Ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii. Se potrivește? Eu am vrut să fac acum să zic așa, o completare în direcția aceasta, pentru că știți acum, într-adevăr, fratele ne-a sfătuit și ne-a spus și scris în mai multe locuri cu privire la noi ca și bărbați să ne iubim nevestele. Și noi ne luptăm, într-adevăr, să ne păstrăm jurământul și credința și să nu cumva să facem vreo abatere. Dumnezeu să ne binecuvinteze să rămânem credincioși până la capăt. Amin? Dragii mei, frați și surori, este adevărat cuvântul acesta care vreau să-l amintesc acum din Efeseni, capitolul 5. Nu pus Dumnezeu pe inimă și cu asta voi și încheia, mă apropii de încheiere, care am să citesc câteva versete în privința aceasta și pentru noi, dar și pentru cei doi tineri. De la versetul 1 în jos. Urmăriți dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi așa cum se cuvine unor sfinți. Amin? Amin. Mă bucur că sunteți de acord. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Ajută-ne, Doamne! Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este un închinător la idoli, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Deci aici vreau să fac o scurtă introducere. Ați auzit cum am citit? Că nu are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Am obiceiul să spun să trăiești 1000 de ani cu Hristos în veșnicie. Unii spun amin, unii spun nu vreau 1000 de ani, vreau o veșnicie. Mă, dar este, Biblia este în ordine așezată. Și ați auzit versetul? Împărăția lui Dumnezeu va fi 1000 de ani și apoi Domnul Iisus va da împărăția Tatălui și toate va trece sub stăpânirea lui Dumnezeu. Trăiască Domnul! Domnul să ne ajute să ne luptăm lupta cea bună a credinței ca să putem intra în 1000 de ani. Și apoi urmează și veșnicia. Dumnezeu să ne mărească credința. Apoi voi continua mai departe. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșerte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Ascultarea voastră să fie cunoscută de toți. Spune Apostolul Pavel în Roman, capitolul 16. Și în ce privește binele să fiți înțelepți și în ce privește răul să fiți proști. Așa spune cuvântul și fratele o amintit la timpul de rugăciune. Domnul să ne ajute să fim înțelepți ca șerpi, amin? Amin. Și blânzi ca porumbei, adică fără răutate. În casele noastre să se cunoască că suntem oameni ai păcii și blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Amin? Amin. Amin. Mă duc mai departe. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii, căci roada luminii stă în orice bunătate, neprihănire și adevăr. Amin? Dragul meu, Fabian,
Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, mi-a plăcut afirmarea care a făcut-o și e adevărat că ne cunoaștem și sunt uncheași prin relație de familie și totuși doresc din toată inima ca în continuare să se cunoască și să se dovedească că zâmbetul este dintr-o blândețe care este așezată de Dumnezeu în inima lui și casa lui să dăinuiască până la sfârșitul călătoriei. Amin. Hristos să locuiască în casa voastră și să fie cu adevărat un colț de rai. Să aveți un loc pentru Iisus și când intră cineva în casa voastră, să zică cu adevărat aici locuiește Iisus. Că El este Domnul păcii și El să aibă loc să-și plece capul în inimile voastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze, lucrarea de căsnicie este o taină, este necunoscută de ochii voștri. Noi am început drumul acesta și am trecut prin multe necazuri, prin multe greutăți, prin multe suferinți, dar Dumnezeu ne-a dat mari izbăviri. Am strigat către Domnul, m-am pus chizaș în rugăciune pentru unele odrasle, pentru nevastă uneori, dar Dumnezeu s-a implicat, a venit în ajutor și ne-a dat vindecare. Că Dumnezeu este bun și drept, lăudat să fie numele Lui în veci. Dumnezeu să vă călăuzească pașii și să vă îndrepte El spre țintă să rămâneți totdeauna statornici, hotărâți și credința care ați primit-o. În numele Domnului Iisus Hristos să vă luptați, să o țineți fără deșovăire până la capăt. Amin. Să nu vă schimbați, să nu acceptați, să nu adăugați nimic din ceea ce este din Duhul Lumii. Și să rămână cu adevărat Hristos în voi, nădejdea slavii. Amin. Cu îngăduința dumneavoastră, doar pentru faptul că suntem presați de timp, îl rog pe fratele Roman să aibă câteva cuvinte în numele Domnului Iisus. El a venit de la Arkansas și îl rog să vină fără altă cântare. Vă rog, frate Roman, câteva cuvinte în numele Domnului Iisus și apoi împreună cu fratele Iosif, dacă nu vine fratele Ghiță Lăzăreanu, le vom pune întrebări și ne vom ruga. Binecuvântăm numele Tatălui, a Fiului și al Duhului Sfânt. Așa cum a amintit fratele, eu mă numesc Nelu Roman, sunt soțului, mama lui Fabian. Dacă am privilegiul acesta, vă rog să-mi permiteți mai întâi să rostesc un cuvânt de mulțumire pentru dumneavoastră. Mi-a vorbit Lenuța despre modul în care ați fost alături de ea, ați susținut-o în rugăciune și aceasta a contat foarte mult pentru ea. Eu știu foarte bine cum este, pentru că și eu am trecut printr-o astfel de experiență neplăcută și sprijinul bisericii este foarte, foarte important în orice fel de necaz prin care trece cineva. De aceea vă mulțumesc în numele Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Vă rog să-mi permiteți, fratele Ghiță Sasca, păstorul bisericii, știu de venirea noastră, v-a transmis salutul bisericii din Iuda 20-21, dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu, și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică, lăudat să fie numele Domnului. Deocamdată mă opresc, mă limitez la un cuvânt de salut. Dumnezeu să binecuvinteze pe Abigail și Fabian, întreaga familie și pe dumneavoastră. Poate dacă Dumnezeu ne va mai rândui să ne vedem, vom vorbi mai multe. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Amin. Ne ridicăm cu toții în picioare. Suntem cu acești doi miri într-un moment solemn. Îi aducem înaintea lui Dumnezeu. Fratele Iosif m-a întrebat,
cui vrei să-i pui întrebări? Eu i-am dat lui întâietate să pună el. A zis, nu, alege. Eu aleg pe Fabian, simpaticul meu, doresc din toată inima. Cum doresc pentru copiii mei să aibă parte de binecuvântare, spun din adâncul inimii, așa doresc și pentru ei și nu numai pentru Fabian, ci doresc din toată inima veșnicia să o moștenim împreună. Fabian, te întreb în fața martorilor văzuți și nevăzuți, dacă din dragoste, nesilii de nimeni, te căsătorești cu sora Abigail. Cu toată inima mea, da. Domnul Iisus să te binecuvânteze. Cum să-i stârpești zâmbetul dacă așa ai construit? Domnul să-l binecuvânteze. Fabian, Biblia spune bărbaților, iubiți-vă nevestele. Noi, fratele Iosif, era îndemnat de Duhul lui Dumnezeu. Eu aș vrea să te întreb pe tine, Fabian, eu n-am reușit, dar mă lupt. Biblia zice să vă iubiți nevestele cum a iubit Hristos biserica. Aș vrea să te întreb la modul cel mai serios. Fabian, tu ai să te lupți pentru lucrul acesta? Cu ajutorul Domnului, da. Domnul să te binecuvinteze și încă o întrebare. Fabian, până când ești tu decis să respecti ce ai spus înaintea lui Dumnezeu și să respecti legământul sfânt de căsătorie în casa Domnului? Cu ajutorul Domnului și cu toată inima mea până la veșnicie. Amin. Domnul să te binecuvinteze. Să stau în partea asta, să... Abigail, a venit rândul tău acum să fii întrebată și să răspunzi la aceste întrebări. Aici, în fața adunării, în fața Domnului, în fața părinților tăi, în fața mirelui pe care l-ai ales să fie în viitor bărbatul tău, te întreb dacă din dragoste curată și neselită de nicio împrejurare te căsătorești astăzi cu Fabian. Cu toată inima mea, da. Domnul să te binecuvinteze. Aș vrea să te întreb până când ești hotărâtă, la bine și la greu, în necaz, în suferință, în boală, în zile senine și frumoase, să rămâi credincioasă acestui legământ Domnului și lui Fabian. Cu ajutorul Domnului până la veșnicie. Domnul să vă binecuvinteze și să vă dea Domnul putere să rămâneți tari și să vă păstreze Domnul zâmbetul pe care îl aveți. Se pare că atunci când zâmbiți, zâmbiți la fel, să vă luați zâmbetul unul de la altul și să fie casa voastră o casă a zâmbetului și a dragostei. Amin. Miri se pleacă pe genunchi și împreună cu fratele Iosif, sprijiniți de întreaga biserică, ne rugăm din toată inima. Dumnezeu să-i ajută să aibă parte de zile fericite și binecuvântarea Domnului să fie peste ei. Amin. Vă rog. Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus, venim înaintea Ta în aceste clipe. Suntem aici, înaintea Ta, Sfinte, Dumnezeu al oștirilor, și îți mulțumim că ești prezent la această căsătorie. Aleluia. Tu ai instituit familia prima dată în grădina Edenului și ai rânduit-o să fie și vrem să păstrăm acest model pe care îl vedem și astăzi. Îți mulțumim Aleluia. Pentru acești doi tineri care i-ai pus împreună, pentru Fabian și Abigail. Îți mulțumim pentru că i-ai ținut în casa Ta. Îți mulțumim pentru că i-ai ținut credincioși și astăzi la altar au venit să răspundă dragostei lor, să o pecetuiești cu dragostea Ta divină și să rămână o pecete veșnică pe Aleluia. Inima și mintea lor. Îți mulțumim pentru părinții care i-au crescut, pentru familia Sabău, pentru familia Lăzăreanu, Roman. Îți mulțumim, Doamne, și te rugăm să binecuvintezi acești părinți. Amin. Să uite cu drag la ei, au fost lupte, au fost anumite crize înainte de această căsătorie, dar îți mulțumim că Tu ai dat biruință, Aleluia. Doamne. Binecuvântă și pe cei ce se uită online din România și din alte părți. Binecuvântă-i pe toți, pe bunici, pe rudenii, Doamne, și îți mulțumim că aici, la Betel, la Detroit, simțim prezența Ta în adunare.
Binecuvântă-l pe Fabian, Amin. Care va fi capul acestei familii, să fie luminat de capul Hristos, da, și să conducă cu bine și spre fericire, spre mântuire această familie. Binecuvântă-l și fă să-și păstreze zâmbetul, așa cum zâmbește astăzi, să nu-și piardă acest zâmbet de pe fața, Doamne, lui. Ajută, binecuvântă-l și dacă ar fi vreo boală în trupul lui, vindecă-l astăzi, Amin. Și fă-l de mâine un soț credincios, Aleluia. Un cap adevărat al familiei. Binecuvântă-o și pe Abigail, Doamne. Binecuvântă-o cu înțelepciune, fă o femeie înțeleaptă, da, astăzi o mireasă și de mâine o soție înțeleaptă, o soție chipzuită, Doamne. Pune mâinile tale peste ei, peste amândoi, Aleluia. Unește-i într-un chip desăvârșit și dacă le dai copii, dă-le copii sănătoși, Amin. Fă să crească familia pentru slava numelui tău. Și așa cum sunt astăzi pe genunchi înaintea ta, așa să sfârșească drumul vieții, așa cum au spus amândoi, până în veșnicie, Doamne. Lăudat să fie numele Tău. Aleluia. Pune pe fugă orice luptă străină care ar putea veni peste această familie și declarăm sângele și numele Tău, protecția Ta peste Aleluia. Ei, Doamne. Fie numele Tău binecuvântat. Aleluia! Te slăvim pentru că ești prezent aici Aleluia. La nuntă și te rugăm, unește-i în chip desăvârșit și binecuvântă-i pornind de pe acest mal în largul lumii. Vor veni valuri și primejdii, dar fii în barca lor, fii sprijinul lor, fii tăria lor, Doamne, și fă-i să ajungă cu bine pe marginea cealaltă. Îți mulțumim pentru ziua de astăzi, îți mulțumim de biruința ta și te rugăm să fii binecuvântarea lor și farul lor pe marea vieții. În numele Domnului Iisus ne-am rugat și îți mulțumim. Amin. Amin. Continuăm să ne rugăm înaintea ta, Aleluia. Pentru că tu ai toate binecuvântările și tot ce e frumos în lumea aceasta și nu dăunează, vine de la tine. Aleluia. Tu ești Tatăl luminilor. Venim cu Fabian și cu Abigail și cu cei dragi ai lor și biserica ta, stăm înaintea ta cu toată dorința, Doamne. Dacă Tu le-ai purtat de grijă până acum și le-ai purtat, te rugăm în numele Domnului Iisus și de acum înainte, ia-i pe brațul Tău, Doamne. Amin. Tu ești în măsură când nu este pâine, la cel pe care îl iubești și nu-l lași să moară, îi dai pâine, Doamne. Tu în pustie ai putut să dai mană la un popor care putea să piară. Când n-au avut apă, au lovit stânca și din ea a curs apă. Azi te rog pentru Fabian și pentru Abigail, Doamne, să rămâi binecuvântarea lor. Amin. Ești în măsură când 10.000 cad alături de tine și 1.000 la dreapta, tu pe ai tăi poți să-i aperi, te rog să-i aperi cu garda ta de înger. Prin Duhul Sfânt spui că vor veni zile grele. Doamne, unde să mergem noi și ei să căutăm un loc de adăpost decât la adăpostul numelui Tău, te rog, Doamne, să fii adăpost pentru ei. Amin. Ocrotește-i la plecare și la venire. Ocrotește-i, Doamne, în casa care vor locui, să lași îngerii Tăi păzitori în biserica unde vor sluji. Dă-le putere să slujească cu adevărat. Doamne Iisuse, te rog lui Fabian să-i dai o inimă aleasă, să se supună și să-l asculte pe fratele Sabo, ca pe tatăl lui. Vasile, și te rog să lași o armonie Amin. În familiile acestea, să domnească binecuvântarea ta. Amin. În numele lui Iisus Hristos, Amin. Te rog încă o dată, binecuvântează locurile lor de muncă, casa în care vor locui. Viitorul lor e în mâna ta.
tu poți să dai un viitor și o nădejde. Rămâi cu ei, binecuvântă-i. Șarme hau do grut, zeberau da graiti voldaș. Când arhanghelul va da un semnal și cei al tău să se desprindă din lumea aceasta, și ei și cei dragi ai lor și noi și biserica ta de pe suprafața pământului să ne desprindem prin puterea ta. Ne-ai făgăduit o țară unde te-ai dus să pregătești un loc al fericirii. Prin tine am gustat fericirea pe pământ. Vrem și în veșnicie să rămâi Domnul vieții noastre. Îi încredințăm pe ei și pe noi toți. Doamne, ajută-ne veșnicia să o petrecem fericiți cu tine. Amin. Vă rog, ridicați-vă cu fața spre biserică. În baza dragostei lor, a legământului care l-au făcut și în fața autorităților civile, în baza declarației și a rugăciunii, în urma legământului pe care l-au încheiat în casa lui Dumnezeu, îi declarăm căsătoriți și cu bucuria că mai presus de Dumnezeu n-are voie nimeni să se pună. Autoritatea supremă în univers, le amintim cuvântul lui Dumnezeu. Ce-a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă? Domnul Iisus să vă binecuvinteze, cea mai tânără familie din biserică, și acum îl rog pe fratele Sabo să vină să aducă mulțumiri Domnului și publicului, eventual și informații atât cât știe el, doar să mărească, da? Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos venim și îți mulțumim pentru ziua de astăzi. Aleluia. Doamne, nu știu cât pot să mărturisească, dar eu spun aici în fața bisericii că mărturisesc că Tu astăzi ai fost prezent aici. Aleluia. Doamne, ne-a rugat pentru această zi atât Abigail, atât Fabian, atât eu și soția, atât sora Lenuța, Doamne. Ne-a rugat pentru această zi, Doamne, ca Tu să o duci și să o binecuvântești și ai binecuvântat-o. Doamne, îți mulțumim pentru acest cuvânt pe care Tu l-ai lăsat astăzi, viu și lucrător, Doamne, prin fratele Iosif și prin fratele Doru. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ai vorbit într-un chip deosebit, atât pentru Fabian și pentru Abi și atât cât pentru noi care am fost aici, Doamne. Cuvântul Tu a răsunat pentru noi toți. Doamne, fă ca acest cuvânt să încolțească, Doamne, în inima lor și să încolțească și în inimile noastre, Doamne, și să aducem roadă pentru împărăția Ta. Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim pentru cântările frumoase care s-au cântat, Doamne, cu un mesaj deosebit astăzi pentru cei doi, Doamne, și pentru slava numelui Tău. De aceea te rog să binecuvintezi, Doamne, corul care a cântat, să binecuvintezi fanfara, să binecuvintezi grupurile care au participat. Doamne, îți mulțumim pentru că astăzi Tu ne-ai dat har. Da, Doamne, îți mulțumim din toată inima și Te rugăm în continuare la despărțire să rămâi cu noi în continuare și ajută-ne, Doamne, cât vom trăi pe pământul acesta, fiecare unde Tu ne-ai așezat, să umblăm în voia Ta. Amin. Și dacă vom umbla în voia Ta, știm că o veșnicie vom fi împreună cu Tine. Aceea, Tată, încă o dată Te rog să binecuvântezi și pe cei ce s-au uitat, Doamne, online. Sunt atâția care s-au uitat din Canada, Doamne, care s-au uitat din Germania, din Franța, din Italia, din România, Doamne. Te rog să-i binecuvintezi, Doamne. Atinge inimile celor care, Doamne, s-au uitat din alte părți și noi nu știm, Doamne, fă ca cuvântul care s-a vestit, Doamne, a fost pentru cei care l-am auzit, Doamne, și să lucreze în inima noastră mântuire și binecuvântare. Tată, din toată inima îți mulțumesc pentru tot ce a fost în ziua de astăzi aici, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Frați și surori, dragă biserică, vă mulțumim în numele Domnului pentru că astăzi ați fost alături de familia noastră, de familia lui sora Lenuța și am fost împreună aici la biserică. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Așa cum vă spuneam, mulți ar fi venit de la noi de la adunare, dacă situația n-au venit, dar oricum, pentru cei ce suntem aici, doresc ca binecuvântarea Domnului să fie peste dumneavoastră, peste familia noastră și, bineînțeles, cred că poate, nu știu că sunteți aici toți sau care, cum, dar
veți participa și la masă și să avem și acolo părtășie binecuvântată în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Vă mulțumim. Amin. În timp ce frații laudă pe Domnul cu o cântare, prioritatea omirii să înainteze, Domnul Iisus să-i binecuvinteze și apoi și noi la Crystal Garden să-i însoțim și bucuria să ne fie deplină. Vă mulțumim în numele Domnului Iisus tuturor. Dacă unii musafiri nu vor fi după masă și familia Dobrin, doresc să transmitem salutul bisericii noastre, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 23 și 24. Fiți binecuvântați de Domnul, lăudăm pe Domnul și mirii și apoi și cei ce însoțesc și noi toți cei invitați cu ajutorul Domnului suntem alături de ei. Vă mulțumim în numele Domnului.